La sala polivalentă din cadrul complexului Olimpic Sydney 2000 din Izvorani a avut loc prezentarea oficială a echipei olimpice a României care va participa la Festivalul Olimpic al Tineretului European, găzduit în Bosnia și Hercegovina de orașele Sarajevo și Sarajevo de Est, în perioada 9-16 februarie. Echipa Olimpică a României este formată din 30 de sportivi și 13 antrenori, iar clubul sportiv Al-Armate Steaua va fi reprezentat la Sarajevo de sportiva Maria Ioana Constantin, care va concura în proba de schi alpin în vârstă de doar 17 ani schioarea stelistă este încrezătoare în evoluția ei. Participarea la fote reprezintă pentru mine un obiectiv pe care mi l-am propus de când eram mică și eu un vis îndeplinit. Îmi doresc să evoluez cât mai mult și să îmi depășesc rezultatele și să particip la Olimpiadă.